Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! 20.000 de țigarete au fost găsite în autoturismul unui bărbat pe raza orașului Hațeg. Pensionarii din Valea Jiului ar putea avea pensii mai mici începând cu 1 septembrie. Și la Petroșani vom avea nevoie de o cartelă pentru a putea aduce gunoiul la tomberon. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Operațiunea Jupiter continuă. Peste 100 de percheziții domiciliare au avut loc astăzi la nivel național, printre care și în județul Hunedoara, unde au fost depistate mai multe persoane care vindeau online produse contrafăcute de îmbrăcăminte și cosmetică. Evaziune fiscală, contrabandă, înșelăciune, bancruta frauduloasă sau obținerea ilegală de fonduri sunt doar câteva din infracțiunile ce au cauzat și au impus necesitatea punerii în aplicare a operațiunii de astăzi. La nivelul județului Hunedoara, un obiectiv al acțiunilor întreprinse de oamenii legii a fost și cel de combatere a fenomenului de contrafacere a produselor și ulterior comercializarea acestora. Astfel, perchezițiile desfășurate în Orăștie și Turdaș de către polițiști și procurori au vizat în special locuințele unor persoane care ar fi deținut și ar fi pus în comerț fără a avea drept, prin intermediul rețelelor de socializare, diverse articole de îmbrăcăminte și produse cosmetice sau de igienă, purtând însemnele unor mărci de renume. În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane din municipiul Orăștie și din comuna Turdaș. În urma activităților investigative au fost găsite și ridicate pentru cercetări mai multe produse susceptibile a fi contrafăcute. Vorbim despre produse de îmbrăcăminte, dar și produse cosmetice și de igienă, cu o valoare de piață de aproximativ 45.000 de lei. Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Orăștie. 20.000 de țigarete au fost găsite în autoturismul unui bărbat. Acesta a fost depistat de polițiști pe raza orașului Hațeg. Incidentul a avut loc ieri seară în jurul orei 21. Polițiștii au oprit o mașină, iar în urma verificărilor au descoperit în interiorul acesteia o cantitate mare de țigări de proveniență duty-free sau fără marcaje fiscale. Polițiștii Serviciului pentru Investigarea Criminalității Economice, cu sprijinul polițiștilor Poliției orașului Hațeg, au depistat în trafic autoturismul condus de un bărbat din orașul Hațeg, care transporta 20.000 de țigarete fără a purta marcajul fiscal impus de legislația românească. Față de persoana în cauză s-a dispus măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă. Țigările depistate de polițiști au fost ridicate în vederea confiscării, iar o sumă de bani a fost reținută până la definitivarea cercetărilor. Bărbatul reținut riscă să se aleagă cu dosar penal pentru contrabandă. Pensionarii din Valea Jiului ar putea primi pensii mai mici începând cu 1 septembrie, asta ca urmare a ultimelor reglementări. În acest sens, pentru a discuta despre eventualele impedimente, recalcularea pensiilor și respectiv identificarea unor soluții, pensionarii din toată Valea Jiului sunt invitați la o dezbatere ce va avea loc în data de 31 mai în incinta Casei Pensionarilor Lonea. Evităm să vină toată lumea care a fost în trecut implicată în apărarea dreptului minerilor și care acum sunt actual pensionari, și aici mă refer în special la foștii lideri de sindicat care știu despre ce este vorba, pentru a, să zic așa, pune bazele unei viitoare colaborări privind metoda de calcul pe noua lege a pensiilor. Pentru că noi, din ceea ce am făcut, am studiat, vor fi lezate câteva drepturi ale pensionarilor din Valea Jiului. Și nu numai. Deci sunt invitați toți pensionarii care au lucrat în condiții de muncă deosebite și care au avut legătură cu domeniul minier. Și aici mă refer la preparații, la CFR-ul, la transport de cale ferată și aici și CFR-ul intră și căile interne când se făcea transportul cărbunelui de la unitățile miniere din Valea Jiului spre preparații pentru a fi procesat și ars, care din păcate acum prea puțin se mai produce. Pe lângă dezbaterile ce au în prim plan cuantumul actual și viitor al pensiilor, cei prezenți la întrunire vor putea beneficia și de o consultanță. A informa pensionarii că încă ei pot să facă adresă către Casa de Pensii pentru acele adeverințe de brut.
care se eliberează foarte greu, foarte greu merge aceste adeverințe, durează poate și 2-3 luni și aici ne referim în special la unitățile miniere din Valea Jiului, pentru că acele bruturi și acele venituri suplimentare care au fost acordate minerilor până în anul 2001 nu au fost luate în considerare la stabilirea cuantumului pensiilor acestora. Și ei pot opta, noi îi îndrumăm, nu-i costă absolut nimic, ce să facă, îi ajutăm pentru a obține aceste drepturi pe legea veche. La Petroșani vom avea nevoie de cartelă pentru a putea duce gunoiul la tomberon. Acesta este planul administrației locale pentru aproape toate spațiile de colectare existente acum în localitate. Deșeurile voluminoase vor fi transportate la centrul cu aport voluntar de pe fosta platformă a minei Dâlja, iar la ghenă vor ajunge doar deșeurile menajere sau sticla, peturile și cartonul, ori hârtia sau dozele de aluminiu. Planurile celor din administrație presupun gestionarea mult mai eficientă a sistemului de colectare a deșeurilor. Din septembrie, de când va intra în funcțiune acest centru de aport voluntar, cu siguranță vom înăspri toate regulile legate de depozitarea acestor deșeuri. Pe lângă acest centru de aport voluntar, tot pe PNRR vom face și 34 de noi insule ecologice. Este vorba de colectarea selectivă în cartiere cu cartelă și cu chip. Fiecare container se va deschide doar cu cartela pe care o vor primi cetățenii de la noi, de la primărie. Zonele în care vor fi amplasate insulele ecologice vor fi în principal la ghenele ce funcționează acum cu sincope în colectarea selectivă. Instituțiile financiare nebancare au aflat câteva povești de viață în fața cărora nu au putut rămâne nepăsătoare. Voluntari de la Hunedoara, Hațeg, Alba și Sibiu au venit în sprijinul unei familii de vârstnici din Petroșani. Zeci de tineri care de obicei stau la birourile unui IFN și calculează dobânzile au aflat că în săptămâna voluntariatului pot să facă niște oameni fericiți și au decis să aleagă o casă din colonia Petroșani, a cărei locatari au un cont în această instituție nebancară. Avem o acțiune de voluntariat în cadrul companiei și dorim să fim alături de clienții noștri și să ajutăm în măsura posibilităților, să fim alături de ei și să le oferim un zâmbet. Vom zugrăvi două încăperi și în limita posibilităților tot ce putem face, curățenie, să aranjăm, să vopsim puțin. Noi avem foarte mulți clienți cu situații de genul. Colega noastră Mihaela, care se ocupă aici de zonă, cumva a încercat să aleagă din toate cazurile pe care le avem și, de fapt, din toate cazurile din regiune, pentru că regiunea noastră e compusă din trei județe, Sibiu, Alba, Hunedoara. Cumva am ales aici pentru că ni s-a părut ca o nevoie cea mai mare de noi. Vorbim de o familie nu cu mulți copii, sunt doi oameni în vârstă, care la rândul lor au o fică însărcinată, are nevoie de condiții pentru momentul în care va apărea cel mic. Și așa au decis să primenească locuința, să zugrăvească, să aducă chiar haine și obiecte de mobilier, ori chiar o mașină de spălat rufe. Și toate au venit la sugestia angajatei din zona noastră. Ne place să venim în ajutorul clienților noștri și una dintre motivele pentru care am ales această familie, nevoia pe care o aveau de noi și atunci bucuria și liniștea pe care le-o puteam oferi se afla la noi și atunci am zis ca să venim să le dăm o mână de ajutor. Casa este în colonia municipiului Petroșani, pe una din străzile de aici și locatarii sunt oameni care au demonstrat că, deși sunt modești, au apelat la instituția nebancară pentru a avea uneori un sprijin financiar. Au făcut împrumuturi și au fost buni platnici în ciuda greutăților de acasă, așa că acum au fost răsplătiți de voluntari. A urmat liceul la Vulcan, dar a intrat cu bursă la Harvard. Vorbim despre Amira, tânăra care ne-a dat o lecție de viață despre cum văd adolescenții lumea de azi. Zeci de nume importante se regăsesc pe listele de la Harvard, iar printre acești absolvenți va fi cu siguranță și Amira. Ea este cea care va urma studii în domeniul politicii și ne-a spus acum, în plină campanie electorală, cum vede ea politica și cui ar trebui să se raporteze politicienii.
În primul rând să-și încurajeze cetățenii să iasă la vot, pentru că noi avem o problemă foarte mare cu chestia asta, pentru că oamenii pur și simplu nu iasă la vot, în special tinerii. Anul acesta o să fie 1 milion de tineri care o să poată vota pentru prima oară și este foarte important să încurajăm pe toată lumea să voteze, indiferent de persoana cu care votează. Mie mi se pare că lucrurile se mișcă, atât că se mișcă puțin mai încet decât am sperat mulți dintre noi. Amira știe că se va întoarce în țară după ce va studia în domenii legate de politică și guvernare și crede și în potențialul României. Noi suntem o țară cu foarte mare potențial și dacă ar fi oameni care să-și dorească să facă o schimbare la toate nivelurile și ar fi oameni implicați care nu se lasă doborâți de corupția pe care o avem în țară, de persoanele care au fost dintotdeauna, cum a zis și dumneavoastră, acolo și vor să se implice, să schimbe ceva, atunci eu cred că o să putem să transformăm țara asta în ceva mult mai bun. Noi avem o problemă foarte mare pe partea de informare, și pe partea de tineri, și pe partea de adulți, și pe partea de... indiferent de vârstă. Mi se pare că oamenii nu au foarte mult acces la informație și în același timp de asta avem foarte multe probleme. Tânăra ce tocmai a intrat la Harvard cu bursa se gândește chiar să-și facă un blog, pentru că mulți tineri nu știu cum să ajungă în astfel de universități și nici ce trebuie să facă pentru asta. Amira a fost în echipa de karate Pantera Neagră, a făcut voluntariat la Crucea Roșie, ori a fost președinta Consiliului Județean al Elevilor din Hunedoara. Ei mai mult se concentrează pe ce ai făcut tu în afara școlii și care este potențialul tău de a face mai multe în carieră pe lângă ceea ce faci la școală. Deci... au contat foarte mult voluntariatul, au contat activitățile extrașcolare, au contat premiile pe care le-am avut și, în general, a fost o aplicație foarte holistică, au luat totul în considerare și nu doar notele, nu doar ce am făcut în cadrul școlii. Amira a făcut un an la un liceu din America și a vizitat Universitatea Harvard, dar a știut dinainte de a fi admisă că asta vrea și ca atare a conchis că Harvard este un loc în care oricine poate ajunge cu ambiție, curaj și muncă. În topul Times Higher Education, Universitatea Harvard era considerată a doua universitate din lume ca performanțe. 75 de laureați ai Premiului Nobel sunt asociați într-un fel sau altul cu această universitate. În 1974, 19 câștigători ai Premiului Nobel și 15 laureați ai Premiului Pulitzer au fost cadre didactice la celebra universitate. În prezent, Universitatea Harvard are un buget mai mare decât orice altă instituție de învățământ din lume. Nicolae Șerban ne invită să citim o carte în care noi toți cei din Valea Jiului ne putem regăsi. Intitulată Cel mic din 5, Întoarcere în timp, aceasta se lansează oficial vineri. Născut pe 9 septembrie 1957, Nicolae este, după cum denotă și titlul cărții, cel mic din cei 5 copii ai familiei Șerban. De origine din comuna Pogăceaua, pe atunci localitatea regiunii Mureș, autonomă maghiară, astăzi el se recunoaște ca fiind un om al Văii Jiului, cutreierând și petrecând o mare parte din viața sa aici. Mă numesc Nicolae Șerban, am 67 de ani și sunt pensionar de 7 ani. Am ieșit la pensie de la această universitate din Petroșani în 2017 și de atunci, mai bine zis, din 2018 am trecut ca antrenor voluntar la clubul sportiv școlar din Petroșani. Și dacă tot ne vorbește în carte și despre familia sa, Nicolae afirmă cu mândrie că frații săi au fost și cei care l-au călăuzit în scrierea acesteia. Ideea de a scrie o carte a venit ceva timp în urmă. Frații mă tot luau și îmi spuneau: mă, tu ești ăla mic din 5 și știi multe, poți să scrii o carte. Și cu timpul am zis: hai că pot să scriu și o carte. Și în perioada de pandemie, în 2021, m-am apucat să scriu o carte. La îndemnul surorii mele, cea mare, Măriuța, care locuiește la București, și într-o glumă am spus: măi, zic, eu scriu cartea, dar îmi faci corectura. Zic, fac eu corectura și m-am apucat de carte. Și în 2021, pe 10 martie, m-am apucat de scris. Mineritul, Universitatea din Petroșani și sportul reprezintă niște etape importante ale vieții sale și totodată niște factori care au modelat cursul acesteia. De altfel și în prezent el este legat de minerit, copilul său activând în acest domeniu, precum și cel al sportului, Nicolae fiind în timpul liber antrenor voluntar pentru zeci de copii din vale.
În cartea sa, el însă se descrie ca un om simplu, iar peripețiile descrise în aceasta le va face pe multe persoane să se regăsească și să se reîntoarcă în timp. În carte veți găsi copilăria unui copil simplu care a trăit vremuri mai grele ale oamenilor din vale, într-o familie simplă, necazuri, după cum vedeți, și astăzi sunt, dar atunci eram 7 într-o familie și toți trăiam dintr-un salar. Am muncit, am făcut sport, că fratele meu m-a dus în sport și prin sport am început să văd altfel viața. Sigur, multe familii se vor regăsi în ceea ce am scris eu acolo și au trăit și vor trăi. Poate și mai ales tânăra generație care nu ar apucat să vadă filme sau nu știu cum să zic eu, n-au termen de comparație. Eu am termen de comparație. Ce a fost atunci și ce e acum? Toți cei interesați sunt așteptați în data de 31 mai la Clubul Sportiv Școlar din Petroșani, unde începând cu ora 16 va avea loc evenimentul oficial de lansare a cărții lui Nicolae Șerban. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!